Poezia, în cazul meu, este o poezie născută din doi poeți, de fapt. În momentul în care m-am căsătorit cu bărbatul meu, cu George Almosnino, pe care l-am cunoscut la un cenaclu literar, eu nu scriam poezii. Și el era marea vedetă a cenaclului. Și toți îl admirau, dar eu cu prisosință, poate și fiindcă m-am îndrăgostit de el foarte curând și ne-am și căsătorit destul de repede. Ei, Nora Iuga, de fapt, este produsul poetului George Almosnino, pentru că văzându-l pe el tot timpul, în orice situație scriind, fie că ne dădeam întâlnire undeva la facultate, în oraș, și îl găseam pe el așezat pe o margine de trotuar sau pe o piatră sau pe așa, și îmi spunea, uite, așteptându-te, am scris o poezie, adică omul ăsta al meu scria tot timpul și scria foarte bine. Și atunci nu știu ce m-a făcut, fie faptul că i-auzeam vocea înainte de culcare, întotdeauna citindu-mi poeziile de peste zi pe care le crease. Eu am, nu știu, am colțit în mine un gând, poate dintr-un mare orgoliu sau din ce, din mare iubire. Și am început să încerc să scriu. Și a ieșit foarte bine. Nu am pretenția niciodată, sunt aproape sigură, că nu am putut să-l egalez sau să-l întrec, deși lumea nu-l cunoaște pentru că nu prea ieșea din casă și nu s-a arătat în lume. Dar eu știu sigur că Nino e un poet mai bun decât mine. Așa a început. Poezia la mine a început cu iubirea pentru bărbatul meu. Ce declarații fac eu aici în public, eu care nu vorbesc despre lucrurile astea intime. Da, noaptea întotdeauna când ne băgam în pat, înainte de a stinge lumina, preț de oră, noi citeam. Citeam Lorca, citeam Celan, citeam, dar mai ales Lorca ne plăcea pe vremea marii mele, începutului marii noastre iubiri. Cam așa a fost. Ei, Nino, adevărul e, vă mărturisesc sincer că nu l-am mai citit de mult pe bărbatul meu, pe Nino, dintr-un egoism îngrozitor. Sunt asaltată de o avalanșă de inspirație care vine pe capul meu în căldurile astea toride și vreau să vă spun că nu mai am timp pentru nimic altceva. Am început nici să nu mai mănânc. Mănânc poezie cu lingura de supă. Iacătă, s-a deschis cartea lui Nino la pagina 213 și titlul e Și zidul timpului întocmai ca o femeie frumoasă. Legea și disciplina, scria într-o elegie găsită în trăsura. Stați o clipă să-mi spun ochelarii. Și zidul timpului întocmai ca o femeie frumoasă. Legea și disciplina, scria într-o elegie găsită în trăsura de la ultimul han, cel așezat pe graniță printre pomi. De fapt era o șaretă cu un singur cal, puțin murdărită pe roțile ei. Și calul, chiar calul, când se schimba vântul, dădea colțul străzii și ce e rău în asta? Fiecare schimbare înseamnă o mică operă, poate doar o linie, poate un punct. E întoarcerea în apa ochiului. Știu acest lucru ca un geam aburit
Cred că l-am văzut unde, în Seferis sau Lorca. Poate mi-a venit chiar mie în seara când el și ea strângeau pietricele și uneori se sărutau. Ea purta o fustă în carouri pentru o pianistă părea frumoasă, în general despărțirea, dar cum să desenez pe portativul din fața ochilor semn după semn intrarea casei, iată, așa mi se pare mie apropierea oricărui sfârșit. Degeaba mai încerci, brațele se pierd, niciodată nimeni nu-și repetă fața, părul ei se răvășește. Noi ne depărtăm de firescul fiecărui gest. Literaturile citite ne învață să trăim. Niciodată nu m-am jucat cu broaștele. Ele nu puteau să cânte la pian. Începeam să strig, dădeam din picioare. Creierul meu se închega din fragmente. O carte, un standard, pauza, iarna, printre brazii, cu zilele ei nesfârșite, mobila veche, roasă de timp. Și cine e timpul? Un stil de a trece, un stil de a rămâne. O oprire în care stăm cum în stația de troleibuz. Călătoria începe și se sfârșește în aceeași clipă. Soarele știe să se stingă. Și ce mă interesează dacă cei din jurul meu văd iarbă și eu simt iarnă? Și fiecare avem drepturi și case și meteorologi. Aceeași iarnă a mai fost acum 50 de ani. Și casa asta a mai dispărut odată. De ce mă gândesc la intervalele dintre două orașe? Dacă aș fi un vapor cu tabla înroșită doar în poftele mele, viclenia unei poze ascunse într-o carte, scufundarea înceată, în apa urâtă, din când în când, mai zărești globul uriaș. Îmi amintesc mereu, mai ales seara, când mă duc să mă culc, îmi amintesc de să zicem o oră, poate mai mult, înainte de a stinge lumina. Îmi amintesc că luam cu noi, după ce ne îmbrăcam pijamalele, întotdeauna câte o carte de poezie. Și foarte mult, dar foarte mult, citeam din Lorca. Nu pentru că l-aș considera acum unul dintre poeții preferați, dar pe vremea aceea noi nu prea eram obișnuiți cu poezia europeană contemporană. Și când am început să citim din Lorca cu glas tare, ne-am speriat teribil că nu înțelegeam nimic, deși noi nu citeam în limba spaniolă sau în vreo altă limbă, dar nu înțelegeam poeziile traduse în limba română, nu din vina traducătorului, din faptul că urechea și mintea noastră nu era învățată încă cu acel limbaj al literaturii actuale, al literaturii contemporane, nu din vremea aceea. A trebuit mult să repetăm, să reluăm Lorca pentru ca să începem să-l înțelegem și în felul ăsta să-l descoperim. Au fost niște nopți minunate pentru că după ce citeam noi așa pe îndelete vreo 10-15 poezii din Lorca,
se ridica Nino și stingea lumina. Totdeauna mi-amintesc de aceste nopți, care cred că împreună cu poezia lui Nino, pe care am început să o înțeleg tot așa puțin mai târziu, au contribuit enorm de mult la nașterea poetului din mine, la descoperirea poetului din mine. Dar nici în ziua de astăzi, și mă refer chiar și la poezia pe care am citit-o acum, care nu a fost căutată, nu a fost printre poeziile alese și care m-a mișcat enorm de mult, pentru că mi-am dat seama încă o dată și încă o dată ce imens poet a fost Nino. Și nu a ținut deloc niciodată să se arate lumii. Nu a ieșit. Mergeam la un cenaclu, lui adevărat. De fapt, am impresia, nu exagerez, nu încurc lucrurile. Că noi chiar acolo ne-am și cunoscut, la acel cenaclu, unde Nino era un fel de vedetă, evident. Da, eu am învățat foarte mult să fiu poetă de la Nino, care nu era un imberb, nu era un afectat, nu era un cabotin, Dumnezeule. Era un melc închis în cochilia lui, în căsuța lui, în bucătăria lui și n-avea treabă.